au fost liberalii care v-au curtat, să spun așa, zilele acestea pentru a găsi o soluție la criza politică? Eu nu am cunoștință de așa ceva. În plus, l-am văzut pe premierul Câțu spunând niște lucruri despre PSD care m-au șocat. Nu mă așteptam de la un intelectual. Să zicem, nu mă așteptam, m-aș aștepta nici la un politician să folosească chestiuni de o asemenea lipsă de etică politică. A spus că PSD-ul este dușmanul poporului și că nu se poate face nicio înțelegere, niciun pact și niciodată nu se facă cu dușmanul românilor. Ei, dușmanul românilor este chiar domnul Câțu. Cred că n-a înțeles foarte bine ce se întâmplă. Nu e un semn că am fi negociat noi cu domnul Câțu. Aceste declarații nu sunt un semn și nici un lucru bun pentru domnia sa și nici pentru celelalte partide care ne acuză în acest moment. Pentru că, să fiu așa mai colocvial, să nu știu cum să o spun, dar o spun totuși. E momentul ca plăcuțele suedeze să se întoarcă pe partea cealaltă acum. Adică este foarte important în politică cum reușești să păstrezi cu celelalte partide un nivel de civilitate, de civilizație și de dialog. Ar trebui ca toate partidele din Parlament, indiferent orientarea lor, indiferent de proiectul lor politic, să fie mereu un dialog și să păstreze un dialog decent. Nu mi-a plăcut niciodată și niciodată nu o să fac metafore sau să epitete sau adjective să pun pentru partide așa care să fie jignitoare și care să însemne o parodiere a scopului lor, a siglei lor sau așa ceva. Trebuie să ne respectăm cu toții în spațiul politic pentru că la un moment dat se întâmplă ca în povestea aia cu never say never, niciodată să nu spui niciodată. Se întâmplă să fii obligat să intri în dialog cu un partid. Și atunci toate lucrurile care au rămas în memoria de lungă durată, toate lucrurile care au ajuns în subconștientul colectiv al partidului respectiv s-ar putea să te defavorizeze. Asta este situația noastră și cu USR Plus și cu PNL. Noi nu putem face în acest moment, nu avem proiect să dialogăm cu careva din aceste partide foarte serios. Cu USR Plus putem, dacă vin în opoziție, atunci începem să discutăm. Vin să ne semneze moțiunea noastră, votează moțiunea noastră, atunci dăm jos guvernul Câțu și vedem ce facem mai departe. Putem discuta.